emisiune Game Time cu Covrin. Imagination Studio. Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul Imagination Studio. Eu sunt Covrig, iar astăzi suntem la partea 8-a. Jucăm cu Roma la 2 la ora 2:18 AM. Hi, madam. Follow the little girl. Să urmărim fătița. Come find me. Să o găsim, măi, ea vrea să o găsim. Unde s-a dus oare? Ne vedem pe la colț bench. Aici noi, aici noi închis. Hai, dincolo în colț. Aici e deschis. Uite-o. Acest bluză. A child. E un tricou. E un tricou unui copil. Dar unde poate fi fetița? Ia să vedem aici e închis. Hai ne întoarcem la ușa asta deschisă aici. Ce? Mica. S-a schimbat de dată muzica, s-a auzit. Medical record for a little girl called Denon. Da. Nu mai ciuda. Medical bill from the hospital. Interesant. Hai să mergem aici la calculatorul Windows XP. Vedem mai departe. Bă, oh, ce faină camera asta. De-aș avea și eu camera așa, camera mea. A dead certificate for of a little girl called Ce-ar? No. Totuși, unde poate să fie fetița? Am văzut-o aici. Ce-te? Fix aici, unde... Parcă acum mă mișc mai repede când am jucat zonul ăsta pe aici. Find 3 keys to open the door. Să găsim 3 key ca să descriem acolo. Că ați văzut avea 3 lacăte. Ia vedem. Așa mi-ați tot aici să mergi, să cauți. Te învârte. E foarte faină grafica aici la Birdie Poly. E foarte faină grafica de la... uite, exact în zona asta, aici unde suntem, pe holurile astea, e foarte faină grafica realizată. Pereții ăștia, presia asta, așa murdare și faină. Și zidurile și lanțurile se aud bine, adică e foarte faină și totul. Și ușile sunt mascate bine. E. Am deslocat, am descuiat. Oh.
Și zăpăceală-i muzica asta. Mai îndouă. Putem să găsim oare al doua film. Băi, deci, e foarte, deci e bună grafica asta, ziceam, și, uite, cheia, șoacă, adică, hai, lasă-mă cu acă, adică vreau cheia, cheile, că sunt două. Sincer să fiu, m-am uitat la un, la un altul care a jucat jocul ăsta înainte, la era Fire, v-am spus, cred că, acă două episoade. Că m-am uitat la el înainte să încep, la începutul toată și cu jocul ăsta. M-am uitat la, la el cum joacă și de acolo m-am inspirat și tot și eu jocul. Îl am luat ca să-l joc și să, da, și înainte să fac partea asta, a opta, ultima parte, m-am uitat la el cum făcea ultima parte de acolo și de asta mă mișc acum așa de repede și am găsit cheile așa de repede. Unde poate să fie? Eu nu înțeleg. Nu știu de ce acum am nasul înfundat și de mult, adică de ieri sau alaltă ieri, am nasul înfundat, nu știu de ce. Și afară e destul de cald, e primăvară și e destul de cald afară și nu știu cum, răceală cu siguranță nu ar putea să fie. Nu știu de ce, eu noaptea, sincer să fiu, dorm aiurea și... Dorm dezvelit, mă dezvelesc singur și-i bai de capul meu. Și de asta cred că am răcit, sau nu cred că am răcit. Mă, am nasul fundat. De asta cred că mă și auziți așa. Mai... Mai aia. Da, continuăm aici și căutăm cheia. Mă închis aici. Și nu-i bine când mă închid eu. Pentru că eu n-am cum să ies. Vedeți fiecare ușă închisă. Măcar am zis că e. Nu ies eu de aici. Hai, hai, hai! Da! Eu nu ies pe ce, ce? Băi, deci am, am rămas fără cuvinte, de asta n-am mai vorbit acum, că nu, nu știam. Am fost, nu știu, nu ați vorbit. Dar hai că încep să discut din nou. Frate, s-a stins lumina, de ce urlă ca animalele? Sau, ar fi o altă explicație. Totuși, ăsta e în spital și poate să fie și spital de nebun. Ce
Hai din capul meu, ce cor aici e. Cu murile astea. Hai să vedem. Descrie-o acolo ușa. Foarte agitată muzica asta. În sfârșit, ha. Cine-i ăla? Boss. Cristi. Bă, Cristi. Uite, fetiță. Pe ce ție? Bă, deci, foarte ciudat acest moment. Nu sună pianul ăsta. Eu fiind cântăreț, da. Muzician. S-o prietea și sună așa frumos pianul ăla. Uite, ia. Ascultați voi ce fain sună. What the hell is going on in this room? Vreau muzică de asta. Exact aici am mers și noi de atât cu Kimsey. Huh? That's the corpse of that missing woman. Ah, deci asta era aia. Sau, asta era aia? Cred că asta era aia. Așa, nu, ce era. Ok, miss. Deci, băi, e urâtul ăla care vrea să mă taie. Cu asta e. Ce mutră are. Hai, tu telefonul tău de... Aici nu mă las, clar, hai. Foarte mețit. The way out of this. Hello? 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 Asta încă o rămas la hello. Hai să fuge eu că e muzica asta. Repede! Hai! Ah! Nu mai așteptam liftul când avem timp. Hold control C. Da, știam asta. Hai, hai. Sar, sar. Ah, to crawl, hai. Opa. S-o salva game. Nasul meu. Find and burn all of these seals.
Iar urle ăștia nu-mi place. Și eu cum vrei să ajung acolo, uite, exact acolo. Vedeți ce aiurea? Nu, se poate. Trebuie să fie undeva pe unde să merge, nu se poate, că în sfârșit au ușa deschisă. Hai, înainte pe ăsta de... ceva. Ce mai avem pe aici? Ce este? Basilic? Ați yoga. Hai, suntem pe o... e... bun, sunt. Și am luat o chestie. Încă una. Uai! Da, ce glumă bună. Da, am râs, de-am plâns. Sincer, îmi place foarte mult să râd, dar ești chiar așa. Știu mai plică să le ard. Hai să le ard, îmi merg tot. Dăm foc la acte acolo. Suntem oameni misterioși. Vezi, fărute, voiam să râdim aici, ai umor. Ui, repede! Vine ceva! Ceva! Go, pune pe aici! Hai! Putem! Go! Pe stânga, dreapta, înainte, înapoi, sus, go! Nu se poate așa ceva! Băi, mi-a fădat nasul! Pune pe acelea! Go! Ce fără el? Mi-ești afară! Hai, stânga, dreapta, înainte, înapoi, sus, jos, hai! Asta, mă zic, asta! Asta nu seamănă cu bol. None of you will leave this place. Ce i-o dat la băiatul. Dă-i foc. Deci. Ok. Mai lăsăm ca să terminăm tot jocul acum. Lăsă și pe... am trecut de partea nouă, am terminat cu bon. Sper. Și acum jucăm la partea 10-a cu Marisa iară. Le lăsăm așa. Băi, totul foc aici. Cum merg mai repede, frate? Că nu poate să merg. Aaaaaa!
cum am putut să ardă? Nu știu, ăla trebuia să ardă acolo în colț. Nu altceva. Nu știu de ce. Deci aia care l-a împins pe ăla, cred că era Araya sau... sau... nu știu. Unde pot să ies și eu? Deci nu se poate dintr-un colț. Să da, e fix acum am apucărit, ce get out! Mă mancă get out, asta fac. Lăsați-mă! Hai afară! Cam încurcat jocul ăsta, foarte încurcat, sincer să fiu. Fumul verții! Morștat, Vasilii, Staru. Nu se poate, știu. Cred că jocul ăsta are o idee foarte suspectă. Smurdu. Cât e fake. Bă, deci ăsta e finalul jocului. Deci, în sfârșit. Jocul, ce pot să spun, a fost un joc decent și foarte șmecher. Adică, însă ne-am distrat, ne-am speriat, ne-am... pe noi. Așa, a fost foarte șmecher jocul. Mie cel puțin mi-a plăcut, nu știu dacă și vouă. Dacă v-a plăcut, să dați un like și să scrieți în comentarii, băi, mi-a plăcut sau ceva genul. Și v-am spus că vom începe cu Fallout 4 sau ceva, să vedem noi acolo un game sau ceva. Asta a fost Araya, a fost foarte șmecher, cred că v-a plăcut tuturor. Mai sunt mulți gameri care joacă, v-am spus, eu m-am inspirat, ca zic așa, la Irafael și m-am gândit să-l joc și eu jocul ăsta. Ca primul meu gaming, cred că este, a ieșit un gaming foarte bun. Puteți să îmi scrieți și în comentarii ce nu v-a plăcut la mine, ce v-a plăcut la joc, ce alte chestii. Puteți să scrieți acolo. A fost un joc foarte fain, mie mi-a plăcut și ne vedem data viitoare pe canalul Imagination Studio la următorul game. Asta a fost tot, vă mulțumesc tuturor, pe curând!